Prima etapă din play-off la volei feminin a debutat cu o victorie spectaculoasă a echipei din Megidia în fața CTF Mihai I București, la doar 4 puncte distanță de liderul CSU Galați. CS Megidia își menține locul 2 în campionat, obținând cea de-a 7-a victorie consecutivă. La sfârșitul săptămânii trecute în sala de sport Iftimiei Lisei, CS Megidia a reușit să obțină o victorie ce a avut scorul final de 3-0 împotriva CTF Mihai I București. Un meci pe care, un scor pe care noi l-am prezis așa, aveam, noi suntem pe locul 2, ele pe locul 7, se știa că diferența este destul de mare, nu prezentau ceva risc pentru noi, dar un meci frumos, fetele au jucat foarte bine, probabil că Florina a discutat mai mult cu noastră despre joc. Eu o să, pe această cale vreau doar să mulțumesc suporterilor care au fost în număr foarte mare pentru că ne susțin și tuturor celor care ne ajută să fim echipa de azi. Florin Voina, antrenorul fetelor, nu s-a înduit nicio clipă de echipa sa, sportivele obținând victoria împotriva echipei adverse. Datorită fetelor, au ocupat o poziție bună în sezonul regulat. Am jucat cu penultima echipă din această serie. Acest lucru s-a văzut, e o diferență destul de mare, cred eu, între cele două echipe. Ne bucurăm că am reușit să ne atingem un prim obiectiv, victoria. Și sperăm într-o calificare în faza următoare, săptămâna următoare, când avem meciul de la ele, de la CTF. După victoria obținută sâmbătă pe teren propriu, CSM Gidia se află pe locul 2 în clasament cu 34 de puncte.